Asta e? Asta e. Doamnă, numele meu este Nicolae... Ah, băgăi mea, numele meu este Nicolae Balaban. Sunt comandantul penitenciarului de femei Târgșor. Așa, nebunule, tati mare, laudă-te! Vă rog frumos... Vă rog frumos să vorbiți un ton mai jos. Așa vorbesc eu din re, ca din aiet, tonalitate prea jos, nebunule! Doamna, aș citi regulamentul penitenciarului? Termin război și pace și mă apuc și de regulament! Bun, atunci vă spun eu, veți sta 20 de zile în carantină. Ia uzi, nebunule, dar de ce să stau în carantină? Ce-am râis, carantină? Vezi-ți de teama ta, nebunule, că-s cea mai femeia curată, sănătoasă! Doamnă, carantină este un termen pe care îl folosim noi în penitenciare. Domnule comandant, da. Perioada de carantină a fost deja executată în arestul. A, da? Bine, atunci vă vom băga direct într-o celulă la comun cu alte femei. Să nu mă bași pe mine la comun cu toate șorpetele și oțetele de scoțile de la statopa, că mă apucă nervii pe ale nebunului! Hai, hai, bag-o, bag-o! Doamnelor, aceasta este noua colega dumneavoastră de celulă. O zi bună! Opa, carne proaspătă! De unde carne nebună, care ești tu nebună? Că n-a fost la măcelări aici și ai hainele mele! Tu ești pe carnea proaspătă. Frumoșică! Auzi? Nu vrei să fii iubita mea? Hai că dacă ești iubita mea, nu se mai leagă nimeni de tine pe aici. A? Vezi-ți pe nebună de treaba ta! Ia bărbat acasă, că ți-a călduri și e tot! Bine. Hai, las că o să ai și aici bărbat. Ce? Auzi, ia treci și fă curățele în celulă. Așa de bun venit, hai! Eu, nebună, care ești tu, nebună? Vezi că nici acasă la mine nu făcea curățenie pe femei! Auzi, fă? Dar de ce ești aici pe zonă? Nu mă mai las ăștia să ies de aici! Logica pământului! Nu, fă, adică, mă refer, adică ce ai făcut profesional ca să fii pe pușcărie? Și ce ai făcut? Am bătut-o! Opa, stă-i mrea! Și cum ai bătut-o, fă? Așa? Sau așa? Nebună! Vreți seara cum am bătut-o? Uite așa! Ce se întâmplă aici? A dat norocul peste mine, nebunule! Au deschis ăștia centru spa când am venit eu aici și-a! Păi și ele de ce sunt bine de, a? Le-ai bătut și pe ele? Am luat cu mine cuvântul domnului, nebunule, care n-ai tu pic de credință în tine! Ce cuvânt? Capăta e ruptă din raina! Da? Ia-o! Înțeles! Hai! Yeah.
Eu sunt capitanul Burci, am o de un metru și am să te... You f***ing bitch. Mi-am spus că ești prea periculoasă pentru închisoare de femeie, așa că te-au adus aici. Ia auzi, bă! Mea. Ce să zic? Bine ai venit? Bine ai venit, rău ai nimerit. You f***ing bitch. Bă, eu sunt capitanul Burci și am împușcat 3 deținuți. Le-am ordonat ceva și n-au făcut și am împușcat. Fac! Așa că cu mine nu te pui că te ia, mama dracu. Ia, auzi, nebun! Shut up! Ia? Beg your pardon? You f***ing f***. Ok. Ce listă de fapte. Violență în formă agravată. Te f***. Lipsire de libertate. Ebeli p***. Viol. Oh, shit. Ți-am pregătit un loc în celula asta. O să ai un coleg foarte cum se cade. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Nicolae Guță! Și eu ce vin am? Bă, da, da, vrea cu ne dai joc, că mă țin nebunii de cap, dar ce sunteți, bă, oameni roboți, ce aveți toți? Am venit și eu pentru camera aia de intra in... Intimă! Așa, dracu, s-o cânte, dracu, intimă! Buletinul, vă rog! Aș vrea să știu cam cât timp aș avea așa la dispoziție în camera aia de intra... Intimă. Așa, intimă, intimă. Maxim 60 de minute. Așa puțin, dar nu pot să stau măcar o oră. Ați mai fost? Cunoașteți procedura? N-am mai fost, de unde dracu s-o cunosc? Lăsați buletinul aici și mergeți în cameră. O să vină și soția dumneavoastră. Stai așa, de ce s-o chem pe aia? Ca să vă... Vorba aia. Păi n-am nevoie, că eu am venit deja cu cineva, mă așteaptă cineva afară. Dar cine-i Duduie? Eu pornistă de-a mea, una Virginica, care am adus-o să vin cu ea în camera aia, de intra interbabardeală. Păi și soția? Ce treabă am eu cu aia? Oi, măi omule, uite măi omule cum face. Tu îmi dai cheia, eu o sun pe fata aia, mergem acolo în camera aia de interbabardeală, îmi fac treaba mea frumos pe gagicăreală și pe astea, mi-am terminat treaba de gagicăreală și de astea, îți dau cheia aia și am plecat. Nu mai deranjați pe nevastă mea, că o fi săraca și ea supărată, o fi obosită, că a intrat la ochi acum de curând, n-are rost. Dom'le, dumneata, impresia că aici e hotel, motel, pensiune de 3 margarete, ce crezi că e aici? Ori merge acolo cu soția, ori nu. Bine, dacă astfel nu se poate, chemați-o dracu pe aia. Semnați aici. Da, e așa. Unde? Uite aici. Telefonul. Stai așa, candidat, un telefon. Alo, Virginica. Du-te tata acasă, du-te tata acasă, că nu ne lasă ăștia. Bine. Auzi? Aș vrea să nu moară ce s-a născut între noi astăzi. Să știi că te aștept odată pe la mine, pe la studio, să facem și un videoclip, să-ți fac și niște poze, să ți le pui pe Facebook, unde vrei. Bine. Bine, tata. Te pupă, Nicolae. Ia. Ia și blana de pe mine, nu vrei? Guță, Narcisa la camera intimă.
prima pe dreapta. Te întreb. Eu mă rugam la icoane. Guț, nebunule, care ești tu nebun? Ți-a fost dor de mine? N-am apucat fără să fii dor de tine, că de mi-ai intrat, dracu. Guț, că stau eu aici și a tu ce o să faci? O să număr zilele fără tine, fă. Guț, o să faci tu asta? Păi da, fă, că zilele fericite trebuie numărate, fă, și notate, fă. Să n-au că aduce acasă toate panaramele, pionezele, pământul, disculțele de la Sadova. O, fă, că avem 300 de metri pătrați acasă, oricum nu-mi cap toate. Hai să ne te bucuri prea repede, nebunule, că-mi dau ăștia drumul mai repede. A scris deja 6 cărți. Despre ce, fă? Încă nu știu, că nu le-am citit, abia le-am scris. Hai, fă, că mai avem 20 de minute, fă. În 20 de minute facem dragoste de om nouă, nebun! Hai, fă, 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 f